De multe ori, luați cu multitudinea de probleme cu care ne confruntăm în această perioadă, uităm să remarcăm și lucrurile bune, evenimentele frumoase care se întâmplă în jurul nostru. Aseară, la Chișinău, a avut loc un astfel de eveniment, Gala Premiilor Cineaștilor, un fel de Oscar de Moldova, păstrând proporțiile, desigur. Și cred că este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când la Chișinău chiar a meritat să fie organizată o astfel de gală. Pentru că anul 2023 a fost unul excepțional pentru cinematografia din țara noastră, mai ales dacă ar fi să comparăm cu ce s-a întâmplat în acest domeniu, în special după anii 2000. Anul trecut, Moldova a lansat câteva filme artistice despre care, după ce le-am urmărit pe ecran mare, pot spune fără nicio urmă de ezitare că sunt chiar bune. Producții care, nu întâmplător, s-au bucurat de succes și în cinematografe. Așadar, cel mai bun film al anului a fost declarat Carbon, o producție despre războiul din 1992. Pe care, dacă încă nu ați văzut-o, ar trebui neapărat să o faceți. Aici vreau să-i felicit pe Sergiu Cumătrencu și Ion Borș, producătorul și regizorul din spatele producției, care s-au apucat de acest proiect când foarte puțin credeau în ei și în ce va ieși. Și l-au dus la capăt, realizând ceva foarte bun, care poate însemna punctul de renaștere al cinematografiei moldovenești. Mâine, poi mâine, ai să ajungi și tu ca dânsul. Și patrioții al de tine se lasă să te mănânci câinii. Trebuiesc felicitați și oamenii care au susținut financiar proiectul Carbon, făcând-o absolut dezinteresat. Iar aici mă refer și la câțiva conaționali de-ai noștri, oameni de afaceri de succes din Statele Unite, aportul cărora a fost unul semnificativ. O adevărată revelație a anului trecut a fost și Anatol Mârzenco, care a câștigat, pe deplin meritat, premiul pentru cel mai bun actor în filmul Tunete, o altă producție impresionantă care abordează inclusiv consecințele războiului de pe Nistru. Vica! Nu te ies ca mama dracului! Victor! Victor, noi suntem aici! Spune-ți spre Victor. Întoarce urgent elicopterul înapoi. Felicitări merită și colegul nostru, Anatol Durbală, care a regizat filmul Varvara, o producție care redă atât de bine specificul vremurilor pe care le-a trăit Moldova după independență și care s-a învrednicit și ea de premii importante. Ia-mi în coș. E o icoană aici. Să fac bord într-un chip sfânt? Tot anul trecut au mai fost lansate câteva producții care au avut și ele succes în cinematografe, chiar dacă nu au impresionat criticii de film. Per total, însă, repet, anul 2023 a fost unul excepțional la acest capitol și poate fi un punct de pornire pentru o revitalizare a cinematografiei autohtone. Cei care încă nu ați reușit să vedeți filmele moldovenești lansate în ultima perioadă, trebuie să o faceți neapărat, în special cele care au fost nominalizate mai sus. Sunt bune, merită a fi vizionate pe ecran mare și, cu siguranță, veți ieși din săli plăcut impresionați și cu noi lecții de viață. În plus, fiecare prezența noastră în cinematografie la filmele autohtone va încuraja inclusiv financiar dezvoltarea acestui domeniu. Pentru că cinematografia este un domeniu care costă foarte mult și pentru a realiza un film bun e nevoie de zeci sau chiar sute de oameni care să se implice, respectiv și resurse financiare consistente. De asemenea, aceste filme pot fi văzute și în țară datorită unui proiect prin care ele sunt prezentate și în localitățile unde există săli de cultură care pot oferi condiții minime de a urmări un film. În unele deja au fost proiectate, iar pe parcursul acestui an vor ajunge cam peste tot. Așa că fiți atenți și mergeți la proiecții. Moldova are talente, știm asta cu toții, nu trebuie să ne convingă nimeni. Mă bucur însă foarte mult că în sfârșit acești oameni au început să aibă și oportunitatea de a se manifesta și de a ne bucura și pe noi cu talentul lor.